Irrigation Machinery, unic importator și distribuitor în România al echipamentelor Garfor Farm Machinery, aduce cele mai noi tehnologii și inovații pentru agricultura de precizie. De acum, fermierii români pot beneficia de utilaje performante cu tehnologii de ultimă generație, precum semănătoarea Stanhai pentru semințe mici, gama de prășitoare de mare precizie cu videocameră sau sisteme noi de irigații de la Garfor Farm Machinery. Care sunt avantajele fermierilor care aleg produsele Irrigation Machinery? Vă invit să aflați în materialul următor. Suntem pe piața românească din 2016. Am început doar cu prăjitorile Garfor, prăjitorile de mare precizie. La vremea respectivă încă nu erau prăjitori cu videocameră. Noi chiar am fost primii care am echipat o fermă în zona Timișoare cu o prăjitoare cu videocameră pentru porumb și pentru grâu. Și de atunci activăm în România cu aceste prăjitori și semănătorile de precizie cu vacuum pentru legumicultori. Pentru semințe mici. Este primul an când venim aici la acest târg și expunem aceste utilaje și suntem foarte mulțumiți de prezența noastră aici. Au fost un număr foarte mare de fermieri care s-au oprit la standul nostru și au fost interesați de utilajele pe care noi le comercializăm în România. Mulți legumicultori doresc achiziția acestei prăjituri cu videocameră. Îi ajută foarte mult și deficitul de personal, deficitul de forță de muncă care este la noi în țară, acest utilaj îi salvează. La prăjitori avem sistemul de fertilizare lichidă localizată. Nu mai distribui produs între rânduri unde eu efectiv nu am nevoie ca fermier și îl folosesc doar pe plante, la culturile mari și la culturile legumicole. La fel, videocamera îmi identifică planta și îmi dă cu fertilizant fix deasupra plantei. Avantajele pe care le are fermierul sunt următoarele. Costuri mult mai mici la erbicide, chiar eliminarea erbicidelor din culturile dumnealor, precizia foarte mare cu care lucrează utilajul și atunci elimină buruienile din culturile lor și afânează și terenul, se aerează planta și atunci va fi o creștere a producției mai mare. Este greu cu oamenii, cum am zis, și atunci nu mai are problemă de oameni. Folosesc aceste utilaje în culturile lor și, evident, pentru cei cu culturile biologice, lipsa unor echipamente de precizie îi afectează foarte mult și acum venim noi cu aceste utilaje și ei le pot achiziționa. Noi avem aceste utilaje încărcate pe AFIR, da? Deci cine dorește să achiziționeze utilajele cu ajutorul fondurilor europene oferite de către țara noastră, atunci ei le vor găsi încărcate pe site-ul AFIR și pot să le achiziționeze foarte, foarte ușor. Anul acesta au fost cam 5 prăjitori destul de mari și sisteme de ghidare care au fost achiziționate de pe AFIR, pe fonduri europene.